Nu pot începe prezentarea noului episod înainte de a-mi prezenta omagiile mele dumneavoastră, publicul susținător, dar și bun prieten ai canalului nostru YouTube. Sunt Cristian Alexandrescu și pentru azi, împreună cu George Hodorogea, am pregătit un material din seria Science Fiction, anume Misiunile Apollo însoțite de OZN-uri. Programul Apollo a fost constituit dintr-o serie de zboruri spațiale pilotate efectuate de Statele Unite ale Americii prin agenția NASA, folosind astronava Apollo și racheta purtătoare Saturn, între anii 1961 și 1975. Proiectul coordonat de NASA a avut ca principal obiectiv aselenizarea unui om și întoarcerea lui în siguranță pe Pământ până la sfârșitul decadei 1960-1970. Acest obiectiv a fost atins cu Apollo 11 în iulie 1969. Urmând succesului programelor Mercury și Gemini, programul Apollo a fost lansat pentru a încerca lucrul în spațiu și zborul omului în jurul Lunii, dar nu și pe Lună. Obiectivele programului Apollo au fost radical modificate ca urmare a anunțului președintelui John Fitzgerald Kennedy din 25 martie 1961, conform căruia Statele Unite ar trebui să trimită oameni pe Lună și să-i aducă înapoi pe Pământ în siguranță până în 1970. Astfel, Apollo a devenit un program de aselenizare a omului pe Lună. Programul Gemini a fost pornit la scurt timp pentru a furniza un vehicul spațial care să demonstreze tehnicile necesare pentru mult mai complicatele misiuni Apollo. După 8 ani de misiuni preliminare și incluzând prima pierdere de vieți omenești, când astronauții NASA au murit într-un incendiu în timpul testelor modulului de comandă al Apollo 1, programul Apollo și-a atins scopurile odată cu Apollo 11, care a dus primii oameni pe Lună. Neil Armstrong și Buzz Aldrin, pe 20 iulie 1969, și a readus în siguranță pe Pământ pe 24 iulie. Primele cuvinte ale lui Armstrong la coborârea din modulul lunar Eagle au fost: "Este un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire." 12 oameni au pus piciorul pe Lună până la sfârșitul programului Apollo în decembrie 1972. NASA a câștigat astfel cursa spațiului. Declinul misiunilor Apollo. După ce președintele Lyndon Johnson a părăsit biroul, NASA și-a pierdut principalul său susținător politic, iar savantul Wernher von Braun a fost mutat pe o poziție de lobby în Washington. Planurile pentru proiectele ambițioase de a construi o stație spațială, stabilirea unei baze lunare și lansarea unei misiuni cu echipaj uman spre planeta Marte până în 1990 au fost propuse, dar nu a existat posibilitatea susținerii lor. Misiunea dezastruoasă a lui Apollo 13, unde explozia unui rezervor de oxigen aproape i-a condamnat pe cei trei astronauți, a ajutat la recaptarea atenției. Și cu toate că au fost planificate 20 de misiuni Apollo, Apollo 17 a fost ultima misiune de zbor sub emblema Apollo. Programul s-a încheiat din cauza bugetelor reduse, în parte datorită războiului din Vietnam și din dorința de a realiza un vehicul spațial reutilizabil, viitoarea navetă spațială. Controversa aselenizării. A ajuns sau n-a ajuns omul pe Lună? Această teorie a conspirației există încă din iulie 1969, când se presupune că NASA a pus primii astronauți pe Lună. Atunci, Neil Armstrong devenea primul om care pășea pe Lună, iar după el venea Buzz Aldrin. De atunci este perpetuată această teorie a conspirației, dar sunt câteva mii de fotografii realizate în timpul misiunilor Apollo care ți arată realitatea. Dar și aceste fotografii au fost diferit interpretate, cei care contrazic aselenizarea, susținând că fotografiile sunt trucate, iar filmările făcute într-un studio cinematografic. Ei justifică prin interpretarea unor umbre ale soarelui pe Lună, umbre care nu ar fi putut exista în pozițiile surprinse de aparatul de fotografiat. Și aduc multe alte argumente, în imensa lor majoritate neștiințifice. Ultima misiune Apollo. Ultima misiune a fost Apollo 17 în 1972, adică la 3 ani după ce omul a ajuns prima dată pe Lună. Atunci ultimul echipaj ajungea pe satelitul natural al Pământului. Gene Cernan, comandantul navei spațiale Apollo 17, a povestit într-un interviu din urmă cu 3 ani ce a însemnat acea misiune și cum a perceput el spațiul.
Echipajul era format din el, Ron Evans, pilotul capsulei spațiale, și Harrison Jack Schmidt, pilotul vehiculului lunar Challenger. Din echipajul de rezervă au făcut parte David Scott, Alfred Worden și James Irwin, iar specialiști mai erau Robert Parker, Gordon Fullerton și Robert Overmyer. Era ultima misiune care ajungea pe Lună după o întrecere acerbă între URSS și Statele Unite pentru a cuceri acest satelit. Rușii au pus primul om în spațiu, americanii primul pe Lună. Astronautul american Neil Armstrong, primul om care a ajuns pe Lună, a murit în august 2012 la vârsta de 82 de ani. Armstrong suferea de o boală de inimă și a fost supus unei operații cu 2 săptămâni înainte de moarte. El s-a născut în 1930 în Ohio, Statele Unite ale Americii, și a fost pasionat de zbor încă din copilărie, obținând licența de pilot la vârsta de 16 ani. Și totuși, Apollo 17 nu a fost ultima misiune. De peste 30 de ani, printre pasionații teoriei conspirației, iar mai nou printre blogurile și forumurile ufologilor de pe internet, circulă o istorie uluitoare potrivit căreia ar mai fi existat o misiune Apollo secretă, denumită Apollo 20, derulată de o echipă mixtă de astronauți americani și sovietici pentru investigarea unei astronave extraterestre și recuperarea unor extraterestri descoperiți pe Lună. De ce Apollo 20? Simplu, misiunile NASA pe Lună au fost oficiale în număr de 17. Cu toate astea, se pare că ar mai fi existat cel puțin alte 3 secrete. Potrivit istorisirii lui William Rutledge, care afirma că ar fi fost unul dintre astronauții misiunii Apollo 20, alături de americanca Leona Snyder și rusul Alexei Leonov, o navetă NASA Saturn V ar fi fost lansată pe furiș în 1976 de la baza militară din Vandenberg, California, cu direcția către fața invizibilă a Lunii, adică spre craterul Isaac. Aflat la sud-vest de craterul Delport, locul unde explorările făcute de Apollo 15 ar fi identificat anterior o gigantică navă a extraterestrilor. William Rutledge a ocupat în cadrul acestei misiuni funcția de inginer electronist, specialist în sisteme tehnologice avansate și software pentru traducere de limbi. Leona Snyder, antropolog, cercetătoare în cadrul Bell Lab, ar fi fost cooptată pentru specializarea ei în geneza capacităților lingvistice, arii cerebrale și specializări funcționale, tehnologii și forme de intelect, categorii cognitive și coduri de comunicare. Ce susține Valentin Degterev? Un om de știință rus, Valentin Degterev, susține că a avut acces la materialele fotografice și video pe care NASA le-a făcut pe Lună cu ocazia misiunilor Apollo. Materialele în cauză au fost obținute în timpul a 6 misiuni reușite ale astronauților americani pe satelitul natural al Terei între anii 1969 și 1972. În fotografii, cercetătorul rus susține că a observat nave spațiale aparținând altor civilizații și un întreg oraș în care ar putea trăi ființe extraterestre. Degterev se întreabă totuși de ce fotografiile nu au atras atenția nimănui înainte, chiar dacă obiectele din imagini erau atât de evidente. Una dintre navele spațiale este văzută cum zboară în proximitatea navei spațiale americane Apollo. Accesul la astfel de documente este foarte limitat, fiind ascunse publicului larg, spune omul de știință rus. Unele imagini sunt neclare, altele sunt clasificate. Potrivit lui Degterev, un imens oraș construit sub forma unui disc e clar vizibil chiar pe unul dintre polii Lunii. În același timp, Paul Stranges susține și el că a descifrat pe o fotografie a misiunii Apollo un OZN în apropierea suprafeței lunare. Imaginea arată o navă ce se aseamănă unei roci, prezentând un camuflaj bun pe suprafața Lunii. Paul Stranges. Imaginea presupusului OZN a provenit dintr-o fotografie realizată în timpul misiunii Apollo 15. Mai multe mărturii. De mai mulți zeci de ani, diferiți oameni au susținut că au văzut OZN-uri sau obiecte ciudate atribuite unei origini extraterestre în fotografiile NASA ale corpului selenar. De exemplu, un blogger al Huffington Post a susținut că a depistat obiecte strane ce se deplasau de-a lungul Lunii. La începutul lunii octombrie, bloggerul, un observator frecvent al Lunii, a capturat imagini șocante ale unui obiect neobișnuit ce zbura deasupra suprafeței Lunii.
Materialul capturat de blogger a fost analizat de mai mulți specialiști. Nu văd nimic din ce ar indica că obiectul ar fi fost generat pe calculator. Acestea fiind spuse, videoclipului îi lipsește acel ceva care m-ar face să cred că respectivul obiect este altceva decât un satelit convențional, a declarat fostul agent special FBI Ben Hansen despre materialul bloggerului. Reflexia soarelui de pe suprafața lunii luminează obiectul și ne-am așteptat să arate conturat, ceea ce se și întâmplă, adăugat Hansen. În ceea ce privește aloul luminos pe care îl menționează, un artefact al videoclipului numit pixel bleeding, curgerea acestora prin reflexie de la un obiect la altul, este destul de comună, în special atunci când videoclipul este comprimat în urma editării. La rândul lor, astronauții se bucură de credibilitate mare când vine vorba de relatarea unor fenomene OZN, părerile lor fiind printre cele mai convingătoare pentru public. În anul 1962, astronautul american John Glenn orbita în jurul Pământului în Friendship 7, capsula sa din zborul Mercury Atlas 6. Controlorii de zbor au rămas uimiți de raportul lui Glenn referitor la ricuricii din exteriorul ferestrei lui, niște urme luminoase ciudate care dădeau târcoale navei. Primul gând a fost că aceste apariții trebuiau să fie cristale de gheață, de la rachetele de control al altitudinii cu peroxid de hidrogen ale navei Friendship 7, dar Glenn nu a corelat apariția lor cu utilizarea rachetelor. Astronauții care au efectuat zboruri ulterioare au raportat și ei particule luminoase similare ce orbitau în jurul navelor. Cel mai cunoscut eveniment provine de la Apollo 11, când Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins au observat că un obiect neidentificat i-a însoțit pe aproape toată durata zborului către lună. Am văzut un licărit lent de lumină în depărtare pe o distanță substanțial de mare, a mărturisit Armstrong. Era ceva acolo suficient de aproape încât să fie observat, a declarat Aldrin. Acum, bineînțeles că niciunul din noi nu avea să spună: hei, Houston, se mișcă ceva odată cu noi și nu știm ce ar putea fi, nu? Nu puteam face asta, fiindcă știam că acele transmisiuni ar fi fost auzite de tot felul de oameni și cineva ar fi putut cere să ne întoarcem din cauza extratereștrilor sau mai știu eu ce, Aldrin. S-au făcut multe speculații și documentare, s-au scris cărți care să promoveze ideea că acest episod a fost mușamalizat de NASA sau că astronauții nu au aflat cine era vizitatorul misterios, dar nimeni nu a oferit încă o explicație logică. Intră în scenă Edgar Mitchell. Cel care a stârnit cele mai multe controverse a fost astronautul Edgar Mitchell, cel de-al șaselea om care a pășit pe lună și care susține de mult timp că majoritatea obiectelor neidentificate și văzute de astronauți sunt nave spațiale extraterestre și că guvernul ascunde relațiile din prezent legate de culturile extraterestre. Având în vedere că sunt susținute de un astronaut în carne și oase, părerile lui Mitchell sunt chiar convingătoare pentru public. NASA a dezavuat declarațiile lui Mitchell, dar nu a oferit explicații convingătoare la adresa obiectelor neidentificate ce zburaseră în jurul navelor Gemini, Mercury și Apollo. NASA nu urmărește OZN-uri, NASA nu se implică în mușamalizarea informațiilor despre viața extraterestră de pe această planetă sau de oriunde altundeva din univers. Doctorul Mitchell este un american nemaipomenit, însă noi nu împărtășim părerile despre acest subiect, comunicat NASA. Dar cine este Edgar Mitchell? Mitchell este un vechi susținător al puterilor paranormale și al modelelor alternative de realitate. În timpul zborului său pe Apollo, chiar a condus teste private de percepție extrasenzorială, Extrasensory Perception, cu prietenii săi de acasă și ulterior a mers până la fondarea Institutului de Științe Noetice, care cercetează telepatia și alte lucruri de acest gen. Mitchell nu susține însă că a observat personal una din aceste nave extraterestre. Afirmă că opiniile lui se bazează pe detaliile oferite lui de către oamenii care sunt implicați direct în secrete. Și misiunile Gemini au primit vizita OZN-urilor. O altă relatare a venit din partea lui James McDivitt, pilotul de comandă al zborului Gemini 4 în anul 1965. Zburam împreună cu Ed White. El dormea în acel moment, așa că nu am pe nimeni care să-mi ateste povestea. Pluteam în spațiu cu motoarele de control și cu întregul modul de instrumente oprite, când deodată un obiect a apărut pe fereastră. Avea o formă bine definită. Un obiect cilindric, era alb, avea un braț lung care stătea pe o parte.
Nu știu dacă era un obiect foarte mic văzut de aproape sau unul mare în depărtare. McDavid a făcut poze, dar a fost înghierit de reflexele de pe fereastră. Există o faimoasă fotografie reprodusă, descrisă drept mormolocul, dar NASA, acea imagine, arăta doar soarele reflectat pe fereastră și nu era ceea ce au crezut piloții. Raportul Condon. În anul 1968 a fost publicat un studiu intitulat Raportul Condon. Comitetul Condon, organizat sub comanda fizicianului Edward Condon la cererea forțelor aeriene ale Statelor Unite, a studiat relatările despre OZN-uri cu scopul de a determina dacă se poate afla ceva util din punct de vedere științific din ele. Relatarea lui McDavid este faimoasă în parte fiindcă raportul Condon a clasat-o ca neidentificată. Opinia generală a susținut întotdeauna că obiectul lui McDavid a fost o rămășiță orbitală de la lansarea unei rachete, fie sovietică, fie americană, chiar propria rachetă Titan II. Unul dintre scopurile misiunii Gemini 4 era să exerseze întâlnirile pe orbită cu a doua treaptă Titan II și, deși corespunde foarte precis cu descrierea a ceea ce a văzut McDavid, astronautul susține că a petrecut 2 ore uitându-se la treapta Titan II ca parte a unui exercițiu ce o cunoștea foarte bine. Deci nu putea fi o rămășiță de la Titan. Obiectul pe care l-a văzut, a insistat el, nu era racheta propulsoare pe care ajunsese să o cunoască atât de bine, ci pur și simplu un OZN. Raportul publică și comunicatul live către NASA, rămas secret până atunci, al lui McDavid. Avem un obiect în față, nu licăre ca racheta. Se pare că este acel tip special de obiect dacă nu cumva reflectă strălucirea soarelui. Pare foarte luminos, un obiect foarte luminos, este racheta, îi văd luminițele acum. Cum intră în întuneric, reflexia soarelui îi dă o imagine foarte luminoasă. Acesta este obiectul pe care l-am văzut mai devreme. Apollo 10 și muzica bizară. În zona evenimentelor misterioase se poate consemna și un episod al misiunii Apollo 10. Recent NASA a făcut publică înregistrarea unei muzici bizare pe care a auzit-o echipajul de pe naveta Apollo 10 în mai 1969, în timp ce survola fața ascunsă a Lunii și nu avea niciun fel de contact radio cu Pământul, mai exact cu centrul de control de la Houston. Cei trei astronauți, Thomas Stafford, comandantul, John Young, pilotul modulului de comandă, și Eugene Cernan, pilotul modulului lunar, efectuau un zbor de repetiție generală înaintea primei aselenizări, cea de la 21 iulie 1969, în timpul misiunii Apollo 11. Cazul muzicii bizare a fost prezentat pe cunoscutul canal Discovery în cadrul unui serial intitulat Dosarele inexplicabile ale NASA. Sunetele au durat aproape o oră, fiind înregistrate și transmise centrului de control de la Houston, Texas, unde au fost transcrise și arhivate. Banda sonoră a ieșit la iveală în 2008, dar a putut fi ascultată de public doar recent. Voi auziți asta? Acest șuierat? I-a auzit spunând Eugene Cernan pe înregistrare. E cu adevărat o muzică bizară, a continuat astronautul, în timp ce nava survola fața ascunsă a Lunii la 1500 de metri altitudine, fiind lipsită de orice contact radio cu Pământul. Cei trei astronauți au apreciat că fenomenul e foarte straniu și au discutat îndelung dacă să-l semnaleze sau nu centrului de control și superiorilor lor, de teamă că nu va fi luat în serios, compromițând astfel șansele de a efectua viitoarele zboruri. Care este adevărul? Numeroasele mărturii și dovezi indică aproape cert că în timpul misiunilor spațiale navele terestre au fost fie însoțite, fie supravegheate de alte nave cu origine necunoscută. Cum nu puteau fi terestre, cu siguranță aparțineau unor civilizații de pe alte planete sau galaxii. De ce Agenția Spațială Americană nu vine cu deslușiri concrete, la fel ca și similara ei fostă sovietică azi rusă? Oare au existat deja contacte între pământeni și extraterestri și cele două mari putere ale lumii, Rusia și Statele Unite, țin sub tăcere aceste evenimente? Multe dintre mărturii par a fi fanteziste, dar unele sunt susținute de personalități demne de toată încrederea, departe de orice bănuieli, atât deontologice cât și mentale. Concluzia firească este că întâlnirile de gradul 3 s-au produs deja. Și la fel de credibil, dar suspicios, este și faptul că atât Rusia, cât și Statele Unite ale Americii ascund omenirii multe adevăruri. De ce? Și cui folosește
rămâne de văzut într-un viitor, sperăm noi, nu prea îndepărtat. Sunt Cristian Alexandrescu și v-am prezentat un documentar realizat după un material de George Hodorogea. Dacă v-a plăcut, nu uitați și lăsați un comentariu sau o simplă apreciere. În speranța că nu v-am plictisit, vă aștept în continuare la un nou episod surpriză. La bună vedere!